Mai mulți clujeni care au vrut să plece în vacanță au rămas blocați pe aeroportul internațional Avram Iancu din Cluj-Napoca. Numai puțin de trei curse au întârzieri, în timp ce o alta a fost mutată pentru mâine dimineață. Cu mai multe detalii despre această situație, dar și cu privire la ce ne putem aștepta în perioada următoare, vine Ramona Acola, este expert în drepturile pasagerilor. Mulțumesc tare mult pentru intervenție. Bună seara! Bună seara, bine v-am găsit! Cum am putea evita astfel de situații și dacă inevitabilul se produce într-un final, ce putem face noi pasagerii? Știm, doamna Acola, este o perioadă extrem de aglomerată, toate aeroporturile sunt arhipline pentru că este perioada concediilor și în același timp mai multe companii aeriene, nu doar cele low cost, semnalează probleme în orarul de zbor. E adevărat că, așa cum știm, în fiecare vară, așa cum zăpada iarna ne ia prin surprindere, în același fel ne ia prin surprindere că există zboruri întârziate și anulate și din ce în ce mai mulți pasageri afectați de aceste situații. Suntem în săptămâna de după recordul zilei cu cele mai multe zboruri comerciale înregistrate vreodată, aproape 140.000 într-o singură zi, pe 13 iulie. Asta înseamnă că la un număr mare de zboruri avem un număr foarte mare și de anulări și de întârzieri, pentru că atunci când există o problemă tehnică a unei aeronave, atunci când nu există echipaj de zbor, toate aceste curse pur și simplu se dau peste cap și rezultă anulări și întârzieri. Evident că nu există o rețetă pentru ca să nu fim, să spunem, victime ale unor situații de acest gen, dar ne putem proteja sau putem să știm care sunt drepturile și ce putem să acoperim din riscurile pe care aceste situații le pot aduce. Dacă o cursă are anulare sau întârziere de minim 3 ore, atunci pe lângă toate cheltuielile pe care le facem cu masă, cazare, transport, suntem îndreptățiți și la o compensație care variază între 250 și 600 de euro de persoană în funcție de distanța călătoriei pe care o avem de parcurs. Repet, toate aceste sume sunt în plus față de ceea ce pasagerul va trebui să scoată din buzunar dacă va trebui să se cazeze, dacă va trebui să mănânce sau dacă va trebui să se transporte din resurse proprii. De asemenea, dacă există bani pe care cumva îi pierdem la destinație, pentru că foarte mulți din pasageri se plâng de faptul că aveau cazare plătită, aveau mașină închiriată, aveau evenimente preplătite, precontractate. Sau zboruri, conexiuni către alte destinații. Conexiunea, dacă este rezervată din același în aceeași călătorie, deci avem o escală, practic avem București, München, Barcelona, luăm bagajul de cală doar la Barcelona, aceea este o singură călătorie, chiar și dacă avem o conexiune pierdută, compania aeriană trebuie să ne pună pe următorul zbor, iar prețul compensației crește pentru că se mărește distanța călătoriei. E un pic un detaliu pe care, să spunem, nu-l știu pasagerii, dar ei trebuie să aibă încredere că în oricare dintre situații ei sunt acoperiți de acest regulament european care le dă dreptul nu doar la asistență, cum am spus, cazare, masă, transport, dar și la niște compensații financiare care sunt proporționale cu distanța călătoriei. Și cum spuneam, pentru ceea ce și-au programat ei la destinație, e bine să aibă înainte o asigurare de călătorie pentru a își putea deconta aceste cheltuieli pe care le-au făcut înainte ca acest zbor să aibă probleme. Despre acea compensație voiam să-mi dați câteva detalii. Cum poate intra în posesia acelei sume de bani un pasager care, nu știu, haide să dăm un exemplu, a trebuit să aștepte în aeroport 5 ore în plus, da? 5 ore degeaba pentru că zborul a fost amânat.
ce se întâmplă? Până la urmă ajunge la destinație, da, cu aceeași companie, dar totuși dorește o despăgubire pentru acest timp pierdut. Care este procedura? Ați menționat și e foarte bine că întâmplător a apărut această durată de 5 ore, pentru că pasagerii care au o întârziere de 5 ore în aeroport, deci la decolare, ei mai au un drept, acela de a renunța la călătorie. Nu toată lumea, nu întotdeauna este doar despre o vacanță, sunt oameni care au de ajuns într-un punct și de întors a doua zi, sunt și multe curse interne. Am verificat în această seară aeroportul din Cluj, sunt întârzieri și la o cursă până la București. Sunt mulți care se duc pentru o zi, iar dacă zborul este întârziat cel puțin 5 ore, atunci ei au dreptul să renunțe la zbor și compania aeriană trebuie să le deconteze prețul pe biletul plătit. Dacă, în schimb, ei doresc să își continue călătoria, aici nu mai este nevoie de 5 ore întârziere, ci de doar 3 ore întârziere, dar la acestea se calculează la aterizare. Deci chiar și pasagerii care au avut o întârziere mai mică la decolare, dar dacă la aterizare există 3 ore întârziere, sunt eligibili pentru această compensație. Ei trebuie să păstreze absolut toate documentele pe care le-au avut în posesie, pe care le-au primit începând din momentul rezervării biletului, respectiv biletul de călătorie, cartea de îmbarcare, eventual eticheta de bagaj. Pot să se trezească cu bagajul care are o problemă. Sunt și acestea lucruri pe care pasagerii le reclamă atunci când ajung cu întârziere la aeroportul de destinație. Deci să păstreze toate aceste documente, după care vor contacta compania aeriană în măsura în care compania aeriană nu le răspunde. Sau dacă nu știu cum să contacteze compania aeriană, pentru că în aceste zile companiile aeriene au adoptat această politică de a nu răspunde și de a nu lua contact cu pasagerii, de a refuza efectiv corespondența cu pasagerii, atunci aceștia se pot adresa unor firme specializate, atenție și la ce firme specializate apelează, astfel încât prin intermediul acestora, care de obicei nu au decât un comision aplicat acestor sume pe care ei le obțin de la compania aeriană, vor păstra corespondența cu aceștia și vor soluționa cazul. Nu este întotdeauna un lucru foarte ușor de rezolvat, dar nu este imposibil. Sunt pasageri care se descurcă pe cont propriu să își recupereze atât compensațiile cât și cheltuielile. Situația anulărilor din perioada pandemiei și falimentul Blue Air i-a învățat pe pasageri să nu mai accepte genul acesta de tratament în a plăti prețul biletelor și de a nu mai recupera nimic din contravaloarea acestora. Și mai este un punct pe care aș vrea să-l aduc în discuție, acela faptului că dacă pasagerii acceptă rambursarea sumelor în credit, în puncte, în tot felul de mile, genul acesta de compensație nu va mai putea fi niciodată restituit în bani. Deci odată ce au renunțat la și au acceptat modul de plată în credit din care să-și plătească viitoare bilete, viitoare servicii către compania aeriană, în momentul în care cu acel credit și-și cumpără și zborul are o problemă, rambursarea pentru zborul cu probleme se va face tot în credit. De aia trebuie pasagerii să fie atenți la ceea ce acceptă din partea companiei aeriene. Și ce alte aspecte ar mai trebui să ne atragă atenția? Nu știu, este mult mai sigur să ne achiziționăm biletele de avion cu precădere în această perioadă cu probleme de la agențiile de turism, mai rapid se rezolvă eventuale probleme care ar interveni dacă ne achiziționăm prin agenții biletele?
Nu face mare diferență achiziționarea prin agenție sau direct de pe site-ul companiei. Evident, companiile aeriene își doresc ca rezervările să se facă pe site-ul propriu, pentru că în mod clar mai există un comision pe undeva și acesta este de evitat din punctul de vedere al companiilor aeriene. Singura diferență este făcută atunci când zborul este anulat și pasagerul dorește restituirea prețului pe călătoria anulată. Compania aeriană îl trimite la agenția de turism spunându-i: eu nu am primit banii din contul personal al pasagerului, vă rugăm contactați intermediarul prin care ați rezervat. Agenția de turism îi răspunde pasagerului: noi nu am făcut decât să facem o rezervare, vă rugăm luați legătura cu compania aeriană. Și atunci pasagerul este undeva la mijloc, dar doar pentru prețul biletului achiziționat. În rest, pentru compensația despre care am spus că este suplimentară față de toate cheltuielile pe care pasagerul le organizează singur, nu are nicio relevanță dacă biletul a fost cumpărat prin intermediar, prin fonduri proprii, prin prieteni, este absolut la fel. Un alt lucru la care să mai fie atenți pasagerii este că atunci când, de exemplu, se trezesc cu bagajul la destinație, nu întârziat, nu pierdut, pentru că pierdut înseamnă că nu a venit în timp de 21 de zile de la data la care trebuiau să-l primească, ci are stricăciuni. Nu vedem în momentul în care îl luăm de pe banda de bagaj, ajungem acasă cu el, trebuie să știm că avem 7 zile. 7 zile avem ca să reclamăm această inadvertență sau știu eu ce are bagajul. De multe ori nu vedem că are un fermoar stricat, nu vedem că ne lipsește ceva din bagaj. Și atunci trebuie să ne întoarcem la aeroport, trebuie să contactăm serviciul de bagaje pierdute al companiei respective, și de aceea este important, pentru că după 7 zile și în lipsa etichetei de bagaj nu se mai poate cere nimic de la compania aeriană. Am înțeles, mulțumesc tare mult pentru intervenție, toate aceste lămuriri și întreaga discuție pe care am purtat-o. Ramona Cole a fost expert în drepturile pasagerilor în direct alături de noi.